S-a deschis oficial cel de-al 67-lea serviciu de evidență a persoanelor din județul Dolj cu sediul în cadrul primăriei comunei Rast. Cetățenii din această comună vor avea posibilitatea de acum înainte să depună cereri și să obțină acte de identitate zilnic între orele 8 și 16. Este de bun augur că cetățenii nu se mai deplasează la băile, sunt cetățeni vâznici care nu au cu ce, de multe ori au fost multe buletine și sunt multe buletine din alea vechi cu coperți, acum o să le schimbăm pe toate. Totodată avem o problemă când o să schimbăm buletinul la o stradă de aia, se numește Gheorghe Cienescu. Trebuie să schimbăm numele, pentru să schimbăm denumirea la stradă, inclusiv denumirea la școală. Eu zic că este un atu pentru cetățenii acestei comuni. Felicitări, domnul primar, Doamne ajută și mult succes în continuare. Mulțumim pentru asta. Aici un mare rol în tot. Nu doar aici, în toate celelalte. Cei interesați să obțină un act de identitate trebuie să completeze o cerere pe care o pot procura de la ghișeu și de asemenea să prezinte documentele cerute de lege. În situațiile când nu se pot prezenta toate documentele ce trebuie anexate la cerere, persoanele în cauză vor primi cărți de identitate provizorii, al căror termen de valabilitate este un an de zile. Contravaloarea actului de identitate este de 7 lei pentru cartea de identitate și 1 leu pentru cartea de identitate provizorie, sume care se achită la caseria primăriei Rast.